O asociație fantomă cu fondatori din Cluj a fost desemnată ieri membru al Comitetului Economic și Social, o instituție care trebuie să se pronunțe asupra celor mai importante politici guvernamentale. Printr-o decizie a premierului Viorica Dăncilă publicată în Monitorul Oficial, guvernul a înlocuit aproape toți reprezentanții societății civile din Consiliul Economic și Social. Printre membrii desemnați se numără în principal reprezentanții ai unor asociații cu activități declarate în domeniul sprijinirii persoanelor cu diferite tipuri de handicap, nevăzători, autiști, persoane cu deficiențe motorice. Nimeni din domeniul economiei, nimeni din partea patronatelor, nimeni din domeniul agriculturii, domeniu cu care ne place atât de mult să ne mândrim. Surprinzător, în acest context, printre partenerii de dialog social ai guvernului se va număra, fără prea multă logică, și Asociația Națională a Cadrelor în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne. Una dintre asociațiile reprezentate în noul Comitet Economic și Social va fi Asociația Reninco România, denumirea prescurtată a ceea ce în realitate se numește Rețeaua Națională de Informare și Cooperare pentru integrarea în comunitate a copiilor și tinerilor cu cerințe educative speciale. Este o asociație fără niciun fel de activitate concretă. În raportul publicat de Reninco la 20 de ani de la înființare nu am găsit nici măcar un lucru care să merite menționat. Un raport plin de vorbe goale și de lozinci. Dacă vreți să vedeți cu ce s-a ocupat această asociație, puteți vizita site-ul de internet www.reninco.ro. Într-un singur minut vă veți lămuri cu ce se ocupă acești oameni, cu nimic. Printre membrii asociației se numără și doi clujeni, Vasile Preda și Vasile Cismașu, persoane despre care nu există niciun fel de informații publice relevante. Consiliul Economic și Social are rol esențial în procesul legislativ al guvernului, pentru că analizează și avizează toate proiectele de acte normative inițiate de executiv.